Unele molecule de ARN au un rol activ în celulă prin catalizarea reacțiilor biologice, prin detectarea și reacționarea la stimuli celulari. Procesul de sintetizare a proteinelor este o funcție universală, prin care moleculele ARN reglează producția proteinelor în ribozomi. Acest proces folosește ARN-ul de transfer pentru a trimite aminoacizi ribozomului, iar apoi ARN-ul ribozomal va folosi aminoacizii pentru a produce proteine. Prima celulă se va divide în 2, apoi în 4, apoi în 8 și așa mai departe. Deși organismul devine adult, unele celule continuă să se dividă, celulele pielii, de exemplu. În mod normal, în urma diviziunii celulare, rezultă o copie perfectă, atât a celulei cât și a moleculelor de ADN. O celulă imperfectă moare sau este distrusă. În cazuri rare, celulele cu defecte supraviețuiesc și pot provoca o gamă largă de probleme, cum ar fi cancerul. Porțiunile de ADN care conțin informații vitale pentru funcționarea celulară se numesc gene. Un cromozom este format din mai multe gene. Genele determină multe dintre caracteristicile și atributele unui organism, felul în care metabolizează alimentele, modul de funcționare a sistemului imunitar, chiar și caracteristicile comportamentale. Genele sunt cele care reglează producția de proteine. Genele sunt complexe, în sensul că nu au nevoie doar de un cod care să le spună cum să funcționeze. Ele au și aspecte structurale care reglează modul lor de funcționare. Se poate spune că posedă un întrerupător care declanșează sau oprește diferite funcții. De exemplu, o genă va fi activă doar în anumite celule, doar pentru anumite perioade de timp. La oameni, numărul bazelor ce formează o genă poate ajunge la câteva milioane. Oamenii au între 20.000 și 25.000 de gene. Majoritatea genelor sunt identice la toți oamenii, dar un mic procent diferă de la individ la individ. Aceste mici diferențe produc trăsături fizice unice la fiecare om. Clasificarea genelor în familii permite cercetătorilor să descrie relația dintre ele. Familia de gene poate fi folosită pentru a aproxima funcțiile genelor necunoscute, folosind similaritățile cu cele cunoscute. Familiile de gene pot oferi detalii ce pot duce la identificarea celor ce provoacă diverse boli. Uneori nu se cunosc suficient de multe date despre o genă pentru a fi adăugată unei familii. Nu există criterii formale care să definească clasificarea genelor. Sistemele de clasificare continuă să evolueze pe măsură ce aflăm lucruri noi despre gene și despre relațiile dintre ele. În nucleul celulei, molecula ADN este împachetată în niște structuri filament numite cromozomi. Cromozomii nu sunt vizibili în nucleul celulei, nici măcar la microscop, atunci când celula se divide. Dar ADN-ul care formează cromozomii devine atât de compact încât este vizibil la microscop. Celulele umane conțin 23 de perechi de cromozomi, adică un total de 46 de cromozomi. Femeile au doi cromozomi X, în timp ce bărbații au un cromozom X și unul Y. Fiecare cromozom are un punct de constricție, numit centromer, care împarte cromozomul în două părți. În funcție de locul în care este plasat centromul, pe cromozom, acesta are o anumită formă și poate fi folosit pentru a indica locația anumitor gene. Proteina este o moleculă complexă ce se găsește din abundență în organism.
Proteinele pot fi structurale, proteine mesager și enzime. Ele au un rol important în formarea pielii și a părului sau în controlarea unor funcții diverse prin intermediul hormonilor.